Miercuri după masă, după mai multe bâlbâieli, s-a dat în circulație lotul 4, cel dintre Șoimuș și Ilia, al tronsonului de autostradă dintre Deva și Lugoj, construit de un antreprenor român. Venit marți în vizită pe șantier, ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, a avansat ca termen de deschidere data de 20 august, însă lucrările s-au mișcat ceva mai repede. Pe lotul 3, cel dintre Ilia și Holdea, unde operează un antreprenor spaniol, situația este mai delicată, existând discuții aprinse între constructorul iberic și partea română. Termenul limită pentru darea în circulație stabilit de Ministerul Transporturilor fiind 22 august. Antreprenorul spaniol a primit în cursul zilei de ieri o înștiințare de remediere pentru neconformitățile găsite la lotul 3 pentru a le remedia într-o perioadă de 10 zile. Asta înseamnă că joia viitoare, dacă nu remediază aceste neconformități care țin de siguranța traficului, compania de autostrăzi va procede la rezilierea contractului, va prelua autostrada compania de autostrăzi, va face acele remedieri care se pot face în 10 zile și vom da în trafic și ceilalți kilometri până la sfârșitul lunii august. Nu am de ce să mai arăt clemență sub nicio formă față de antreprenorul lotului 3 în condițiile în care m-a asigurat cu dumneavoastră de față, de altfel, de atâtea ori că va fi gata cu acest lot. Comisia de recepție a venit încă de săptămâna trecută, au constatat anumite neconformități, așa cum spuneam, pe acest lot și, drept urmare, s-a emis această înștiințare. Mai mult, ministrul Cuc afirmă că a amendat consorțiul de firme din Spania pentru nerespectarea clauzelor contractuale, acesta mai putând pierde și alți bani. Suplimentar, s-a transmis o factură de penalități de 73 de milioane de lei pentru antreprenorul de pe lotul 3 și pentru întârzierea care le-a avut de-a lungul contractului pentru neimplementarea soluțiilor în momentul în care acestea trebuiau implementate și pentru lipsa de mobilizare și urmează, bineînțeles, procedurile legale. Dacă acesta până joi nu va remedia ce are de remediat, vom rezilia contractul, vom reține garanția de bună execuție și va primi certificat negativ constatator. Șeful de la transporturi pare a fi foarte hotărât, reafirmând posibilitatea rezilierii contractului în cazul în care antreprenorul spaniol nu va remedia lipsurile existente pe tronsonul Ilia Holdea până joia viitoare. Am avut discuții cu antreprenorul, i-am spus că dacă nu va ține cont de această perioadă, astea sunt riscurile care se expune. Nimeni nu are absolut nicio problemă cu un antreprenor străin, dar nu poți să vin în România și să mă obligi să merg după condițiile pe care mi le impui tu ca și antreprenor. Ori mergi după condițiile legale, ori aduci toate documentele ca să-ți fie plătite lucrările, nu vii să-mi spui, știți că poți putea face o concesiune. Nu fac nicio concesiune cu nimeni. Nici cu români, nici cu străini. Lucrezi așa cum trebuie, în termenele pe care ți le-ai asumat, cu banii pe care ți le-ai asumat și dacă nu finalizezi lucrarea, reziliem contractul. Mai trebuie menționat și faptul că pe autostrada Deva-Lugoj nu se va putea circula direct, ci cu deviere pe drumul național 68A, deoarece mai trebuie amenajați circa 10 km de carosabil, inclusiv cu ecoducte pe porțiunea dintre Margina și Holdea, iar cel mai optimist termen de finalizare al acestora este 2021.